Poliția continuă să țină sub vizor localurile de agrement din Chișinău pentru ca locuitorii orașului să se simtă mai în siguranță. În acest sens, în noaptea de miercuri spre joi, oamenii legii au intervenit în două cazuri pentru a aplana diferite conflicte. În primul caz, paza unui local a solicitat ajutorul polițiștilor după ce un bărbat de 36 de ani în stare de ebrietate avea un comportament agresiv. Acest lucru nu a fost acceptat și de forțele de ordine, care l-au încătușat pe individ de îndată ce acesta a refuzat să se conformeze cerințelor legale. Ți-l pui mașină? Da, nu mai comportă-i, băiete, și cu buie. În al doilea caz, polițiștii au intervenit după ce un grup de persoane, fiind la fel în stare de ebrietate, avea un comportament agresiv. Schide ușa și tu-ți mișcă. Precizăm că indivizii care au încălcat normele morale și tulburat ordinea publică și liniștea au fost duși la inspectoratul de poliție, unde au primit câte o amendă de 1500 de lei.